Președintele turc face noi declarații îngrijorătoare. Recep Erdoğan spune că Turcia nu va aștepta o eventuală permisiune a Statelor Unite și ar putea iniția o nouă ofensivă în Siria. La revenirea dintr-o vizită în Azerbaijan, președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan, a făcut o serie de declarații surprinzătoare. Șeful statului turc a spus unui grup de jurnaliști că Ankara nu va aștepta aprobarea nimănui atunci când vor vrea să pornească într-o campanie militară în Siria. Nu putem lupta împotriva terorismului așteptând permisiunea cuiva. Ce vom face dacă SUA nu-și vor îndeplini rolul în lupta împotriva terorismului? Ne vom descurca singuri, a spus președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan. Îngrijorate de spusele liderului turc, Statele Unite ale Americii au simțit nevoia să dea imediat o replică. SUA, prin vocea purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat Ned Price, s-au declarat profund îngrijorate de anunțul lui Erdogan cu privire la viitoarea lansare a unei noi operațiuni militare turce în nordul Siriei, care ar avea ca scop asigurarea pentru Ankara unei zone de securitate largi de 30 de kilometri la frontiera sa. Oficialii americani au spus că ei condamnă orice escaladare și că susțin menținerea liniilor de armistițiu actuale. Din 2016 încoace, Ankara desfășoară trei ofensive în nordul Siriei împotriva unităților de apărare a poporului, miliții curde pe care le consideră teroriste, dar care au fost susținute de Statele Unite, în special pentru contracararea jihadiștilor grupării stat islamic.